este punctul în care varietatea devine ceva ciudat, anormal, o nebunie. Prima dată când am întâlnit-o, mi s-a părut doar o altă persoană a cărei poveste trebuia să o fac cunoscută. Domnișoara Pavise? Domnișoara Pavise? Bună ziua! Marapianu, jurnalistă. Nu trebuie să-l vedeți rupt, nu-i așa? Însă nu știam că urma să ajung până la granița puterii mele de acceptare. Răspuns la telefon. Nu vă deranjează dacă înregistrăm, nu-i așa? Spuneți-mi cine sunteți. Prezentați-vă. Eu, un om obișnuit, cam dezordonat, îndrăgostit de culoare. Doar atât? Sigur mai aveți ceva de spus. Sunteți o persoană care a pornit adevărate mișcări de manifestare personale. Cine eu? Uită-te în jur! Vezi ceva deosebit, extraordinar? Nu încurajezi decât o viață lipsită de speranță. Chiar când am intrat, am observat o replică a picturii care v-a consacrat, Drida. De fapt, e originalul. L-am făcut când aveam insomnie, parcă. Ai putea spune că e creația unui dezaxat, nu? Și totuși a fost apreciată la nivel mondial. Da, pentru că unul nu mai avea din ce câștiga bani și a decis că e o operă. L-am lăsat. A câștigat atâția bani încât a reușit să se nece cu icre de Manciuria. Și a murit. Spuneți-mi despre stilul dumneavoastră de lucru. Cred că cel mai eficient lucrez noaptea. Însă jumătate din ceea ce fac, arunc, ard sau chiar ascund. Nu e ca și cum aș urâ ziua. Doar că atunci totul în mine pare adormit. Noaptea... De ce fac asta? Simt că nu e în regulă. Oare ne vom revedea? Nu. Va face o mie de alte lucruri ieșite din comun, dar pe asta nu va face. Totul e sincronizare, nu crezi? Da, mai ales când vine vorba de ceva important. Ți-ai studiat mâinile vreodată? Palmele pot spune multe. Uite, liniile mele sunt asimetrice. Nu m-am gândit vreodată că ar avea vreo importanță. Cum să nu? Are! Tot ce se petrece acum a pornit dintr-o întâmplare fără o legătură directă. Însă sunt conectate, palmele cu sufletul. Vorbeam despre ceea ce credeam că vă definește pe dumneavoastră și lumea de azi. Diversitatea. Greșit! Cuvântul de bază e experimentul. Totul se experimentează. Omenirea nu mai creează nimic imuabil. Nu rezultă nimic care să dureze, să-și mențină valoarea. Tot tinzând să fim așa de diferiți, unde mai este diversitatea? De atâtea flori, haotic colorate, devine normal să faci orice trece prin cap. Varietatea este o caracteristică încurajată, dar în final fără fond. Ne vom gândi spre a fi ceea ce vrem
ceea ce ne definește, să realizăm ceva. Dar știi, lumea astăzi acceptă cam totul, mai ales dacă e o încercare, dacă e altceva. Eu chiar nu descoper nimic nou, doar copiez copia copiei copiei altei copii. Dau o formă oarecare gândurilor pe pundă. Unii decid că e artă, însă eu cred că e doar un alt fel de a vorbi. Până la urmă, faceți parte din buchetul pe care îl compunem toți. Dar nu cred că pot redacta așa ceva. Șeful meu preferă articolele mai pragmatice. Dar imaginează-ți, ce s-ar întâmpla dacă ai nega regula de bază a prezentului? Tu ai fi cea diferită. Da, diferită sau concediată. Și ce? N-ai încredere în abilitățile tale? Când cer cuiva o opinie despre ceva ce ar trebui să decizi singur, crede-mă, ai ales deja. Dar în final, majoritatea oamenilor nu fac ceea ce vor ei, deși au fost sfătuiți să nu, omul a fost și va fi mereu atras de ceea ce nu poate realiza. Așa a evoluat. Deci ce-l oprește să fie altfel, fără să fie tâmpit? Uite, pe mine nu mă lua ca exemplu. Eu poate nici nu exist. Cine-ți poate garanta asta, nu? Nu, nu, deja nu mai am cum să vă mai înțeleg. Sunteți aici, existați, vă văd. Pot să garantez asta prin propria mea existență. Și dacă o neg eu pe ta? Nu, nu răspunde. Nu o neg. Ești. Pricep că omenirea ori se teme de diferit, ori îl face ceva normal. Să nu se mai teamă? Atunci am simțit cum alunecam ușor cu gândul și deschideam în sfârșit ochii. E bine, Petre? La ora 14. Mă scuzați, ce anume? Operația de modificare plastică. Nu, mulțumesc. Cred că ar vrea să renunț la ea. Sunteți sigur? Sigur. Da, mulțumesc, o zi bună.